conține cronici despre poeți contemporani. Acum, să fac o scurtă paranteză. Când am plecat la sfârșitul clasei a 8-a dintr-un sat în care învățasem și în care locuiam la oraș, mă gândeam că în fiecare apartament trebuie să fie o bibliotecă uriașă. Așa îmi imaginam orașul. Ei, când am ajuns să stau undeva în gazdă, într-o gazdă, într-un apartament unde nu exista nicio carte, am fost surprins. Între timp, fascinat de poezie, și o să vă spun cum fascinat, are legătură cumva cu definiția dată mai devreme despre timp. Păi, citisem multă poezie până în clasa 5-a, 6-a, găsisem niște cărți vechi într-un pod, fără coperți, pe care trebuia să le duc la maculatură. Am constatat că fiecare din cărțile alea era scrisă într-un fel și chiar dacă nu știam numele autorului, am început să-mi dau seama că, evident, nu pot fi scrise de același autor, că oamenii ăștia scriu foarte diferit. Erau poeți de secol XIX sau de secol XX, de la început, Coșbuc, Vasile Alexandrii, Grigore Alexandrescu, și când în clasa a 7-a, pe o pervazul unei ferestre, la o rundă, am descoperit un volum de Lucian Blaga și am început să citesc, a fost o revelație, că și nu înțelegeam nimic la ceilalți, înțelegeam, era simplu. Nu înțelegeam nimic, dar nu mă puteam despărți de ceea ce citeam și continuam să citesc. Cam asta e cu poezia. Și așa am ajuns să stau zilnic aproape în anticareatul care era pe vremea aceea în orașul în care ajunsesem, sau în librării și să citesc sau să cumpăr cărți de poezie. Prin urmare, ce spun aici e cumva fals. Nu e biblioteca română de poezie, e biblioteca mea de poezie. Adică eu am scris despre cărțile pe care le am eu, în biblioteca mea. Despre poeții la care țin, deși nici asta nu e foarte adevărat, pentru că nu scrii întotdeauna chiar despre toți poeții la care țin. Și în cazul acesta, aș putea să spun că, propunându-mi să nu mai scriu despre cărți de poezie de vreo 2 ani, din motive pe care nu le invoc aici, dar care arată că și criticul e om și uneori eșuiază, nu? Sau poate eșua, aș fi cu totul de acord cu cineva care ar spune că paralel cu această carte s-ar putea scrie o alta despre poeți la fel de importanți despre care eu n-am scris. Nu e o carte care să limiteze imaginea despre poezia română de după războia. Oricum, ce dovedește ea? Că sunt poeți foarte importanți, că sunt poeți valoroși, că poezia românească există și într-o fervoare extraordinară, nu? Și există dincolo de noi. Dincolo de noi. Dincolo de fiecare poet în parte. Nu? Okay. Da.